la 100 de ani sapă în grădină și merge la vânătoare. Acest exemplu de viață vine de la Buzău, iar în mai puțin de o lună de zile va împlini 100 de ani. Dar în ciuda vârstei înaintate, bătrânul pe care îl veți vedea în materialul următor continuă să-și îngrijească gospodăria așa cum o făcea și în tinerețe. El este Gică Baciu, un buzoian din localitatea Mânzălești. Pe 4 mai, bărbatul va împlini 100 de ani, iar cu această ocazie a fost vizitat de Viorel Bănică din Lopătari, care a și postat pe Facebook întreaga poveste a bărbatului. Nenea Gică Baciu, așa cum îi spun cei care îl cunosc, este extrem de vioi și se îngrijește singur de toată gospodăria. Merge la cumpărături în sat și chiar sapă în grădină. Iar de curând și-a construit un gard trainic, care să țină departe animalele sălbatice care mai coboară până aproape de case. Pot trezit ale alte și a zis chiar să mă apuc să-l fac. Și am făcut și singur. I-am băgat la plasă, strâmbă pe aici, ca să o ții. Am pus și jos. I-am pus și o pe de-asta groase. Ca să leg. Nu intre pe dedesubt, că dacă vine mistrie țară, bagă nasul și iese pe dedesubt. Am făcut treburi destule. Și acum, cu curățenia asta de Paște, să iei și fata mâine la deal de la Buzău, adică iei mai păsel dacă o putea, dacă mai are treburi. Și iei și ea să mă ajute, dar trebuie bun mult. Bărbatul spune că se simte bine și, în ciuda vârstei înaintate, se poate deplasa fără probleme. Uneori se mai ajută de un băț pentru că îl mai dor picioarele. Și așa cum este în curtea oricărui gospodar înainte de Paște, și la nenea Gicu este multă treabă de făcut în aceste zile. Bătrânul spune că trebuie să se descurce singur, că nu are cine să-l ajute. Nepoții sunt în București, iar alții în Italia. Are o singură fată, la Buzău, pe care o așteaptă de sărbători acasă, însă treburile vor fi făcute până atunci. Am curățit din ora aia, am adus-o la și așa. Am din egală mult. Acum dacă s-o mai zvânta o lea, că să pui în grădină ce trebuie, cartofi ce trebuie. Am pus acolo, am pus niște ceapă în partea aia, dar aici pui tot. Neora am țapat-o, am curățit-o. Am curățit uscătura aici. Toate treburile. Le fac așa singur, cu n-arunci. Bătrânul nu și-a uitat nici marea pasiune, vânătoarea. Când mai vin vânători în zonă, merge și el cu ei, deși recunoaște că nu mai poate urca pe munte. Dar chiar și așa, bărbatul este vesel și chiar glumește pe seama vârstei sale. Mă simt bine, dar nu mai e putere mult de treabă. Mă cam dor picioarele. Trecând de zvoarele, vorba moșiul. Mai aveți pușca? O. Stai în laudă acum, că nu mai poți alerga pe coastă prea mult. Pace pe în jur, când mai gine vânătoare, ei mai pace. Mai mergeți și dumneavoastră? Mă duc cu ei pe aici. Merg. Dar nu mai mă duc în codră, ei mor la munte sus. Am pățit ăla. Acum, ca cântecul ăla, nu mai. Singur prin o gradă, hainele pe aprins pe un ladă, pușca, cui a răzgenit, că eu am îmbătrânit.